Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Sunt Cristina Cioban, încep știrile Agro TV. Inteligența amestecată cu nevoia de a răzbi i-a unit pe crescătorii de animale din zona Sângeorzbăi. Ca să nu mai vorbesc despre condițiile speciale de preparare a brânzeturilor care le transformă, fără exagerare, în bijuterii culinare. Și nu sunt cuvinte mari. S-au unit într-o cooperativă și au reușit, cum o să vedem din reportajul următor, să-și construiască o fabrică de procesare, iar rezultatele chiar nu s-au lăsat așteptate. Tot ce se produce aici, în primul rând, este pentru omul de rând, omul de la noi, de la Sângeorz. Ne-am gândit ca tot ei să beneficieze și de bunătățile care se fac din laptele nostru, nu doar pentru export și pentru a ajunge, nu vreau să jignesc pe nimeni, la oamenii cu bani. Deci noi ne-am dorit ca produsele noastre să ajungă și la oamenii care vreau să mănânce o mâncare bună și ceva natural 100%. Să înțeleg că dacă nu vă adresați celor cu portofelul plin, produsele sunt pentru toate buzunarele. Da, chiar să sunt pentru toate buzunarele. Avem, să știți, și produse de nișă. Nu așa ne place să le spunem, deși toate produsele sunt de nișă. Dar tot încercăm aici, echipa care lucrează în fabrică, să facă printre cele mai bune produse și vă spun sincer că noi ne mândrim cu anumite produse care ar ajunge la nivel internațional foarte ușor. Din punct de vedere al fabricației, pot să spun că respectăm același flux tehnologic ca majoritatea producătorilor de lapte. Diferența o face atât calitatea laptelui, calitatea laptelui fiind dată de igiena mulsului, precum și de gustul laptelui, gust dat florei montane. Deci până la urmă vorbim de un produs aproape 100% bio, un produs care este procesat după rețetar tradițional. Exact. Respectăm, v-am spus, aceeași pași ca și majoritatea producătorilor de lapte, dar brânzăria sângeorzană este dovadă că și în România se pot obține produse de calitate superioare cu un minim de infrastructură, fără adaos de conservanți, fără aditivi, 100% natural. Am început jurnalul Agro TV cu o știre optimistă din zona montană. Acum ne întoarcem la câmpurile afectate de secetă. La Buzău, pământul este uscat și tare ca piatra. Aceasta este durerea cea mai mare a agricultorilor care în această perioadă încearcă să-și pregătească terenurile pentru semănatul la grâu, rapiță și orz de toamnă. Am săpat și nu am găsit apă nici la o adâncime de 2 metri, spun fermierii. Totuși, agricultorii continuă să-și facă datoria așa cum pot, cu mai multă muncă și costuri de înființare a culturilor crescute și cu 30%. Pe câmpul este forfotă. Cu utilajele din dotare, agricultorii încearcă să răscolească pământul tare ca piatra, care în urma tractoarelor lasă un imens nor de praf. Seceta a transformat întregul câmp într-un deșert. Umiditatea din sol este atât de mare încât nici la 2 metri adâncime nu e nicio urmă de apă. Sunt zone în care precipitațiile nu au mai căzut de peste 60 de zile. Sigur că suportăm necazurile respective. Cam cât de mare este acest deficit de apă în sol? De când a mai plouat, dumneavoastră aveți pe zona Merei, da? Da, mai plouă de peste 2 luni, de zic. Adică ploile care se anunță tot timpul la televizor, la buletine de meteo, vin inundații, vin ori veni, nu știu pe unde în țară, la noi vine o ploaie de 10 picături și se oprește. Totuși, agricultorii nu se lasă. Își vor înființa culturile așa cum vor putea. În ciuda lipsei precipitațiilor, fermierii au speranța că plantele vor răsări și la vremea recoltelor vor aduna ceva de pe câmp. Un deficit de apă cam cât de mare, domnule Călin? Deficitul de apă au săpat până la 2 metri și apă în sol nu există. N-aș putea să vă spun așa cantitativ. Și în condițiile astea aveți curaj să mai însămânțați grâu, orz, se dezvoltă, mai răsare planta dacă sămânța nu are și apă în sol? Dacă ne întoarcem puțin cu 2 ani de zile, producția de cereale păioase a răsărit în luna martie. S-a semănat în octombrie și a răsărit în martie și s-au făcut producții. Noi suntem datori să înființăm culturile, dacă avem cu ce. Dacă nu avem cu ce, nu le înființăm. În Telorman, ca peste tot în țară, fermierii au văzut cum li se usucă culturile sub ochii lor. Precipitațiile le-au ocolit județul, iar când au venit, au fost în cantități mult prea mici. Fiecare în parte încearcă să găsească soluții pentru bucățica lui de pământ, dar toți speră la același lucru, irigații.
N-ați avut precipitații de mult timp și când au fost destul de limitate. Așa este. Noi știm ce s-a întâmplat în restul țării și la cei la neirigat cu 3 tone, 4 tone de porumb la hectar. Deci, apa. Știți că eu am mai venit la noastră emisiune și cam așa se încheia discuția. La ce gândiți? Apa. Dorim apa. Asta trebuie neapărat. Și sigur, fenomenele acestea, eu am avut grindină în acest an pe o suprafață de 100 de hectare de rapiță. Sigur, producția a fost mult diminuată. Am avut asigurare, dar asta asigurare, neasigurare, producția se pierde. Nu mai există. Da, într-adevăr, au fost precipitații scăzute în zona noastră și producții de asemenea scăzute. Dacă ați avea și un sistem de irigații și dacă ar fi și sistemul ăsta de stimulare a precipitațiilor și antigrindină puse la punct, lucrurile clar ar sta total diferit. Aveți posibilitatea să irigați în ferma dumneavoastră? Faceți lucrul ăsta? Nu avem posibilitatea de a putea să irigăm terenurile. Am încercat să facem niște studii pentru a căuta apă, dar greu de găsit, greu de irigat din cuțuri unde nu avem debitul necesar. În zona noastră nu sunt râuri cu un debit bun de apă să putem să irigăm parcele mari. Că se încearcă resuscitarea sistemului de irigații știm deja. Instalații lăsate în paragină în ultimii 30 de ani. Autoritățile și-au propus, dar cât le va reuși, încă nu știm. În județul Călăraș, un fermier privește către recoltele sale uscate cu stația de irigare lângă el. Nici nu-și amintește să o fi văzut vreodată în funcțiune. Irigații, dacă ar fi, cred că toată lumea ar avea de câștigat. Dacă nu se poate iriga într-o anumită zonă, deși noi aici suntem lângă o stație de irigat. Pe vremuri aici să iriga. În clipa de față, după cum arată acest amplasament, e clar că nu se mai întâmplă lucrul ăsta. Eu n-am văzut stația asta niciodată funcționând. Sistemul de aici a funcționat. La un moment dat, eu am venit în zona aceasta în ultimii 7 ani. Ea este într-un stadiu destul de avansat de degradare. Tot sistemul de irigații din România este, sau cel puțin pe zona Călărașului, este, nu știu dacă distrus, dar e nefuncțional. Cred că o să fie foarte, foarte dificil să fie repus în funcțiune. Cred că trebuie să abordăm și soluții care ne sunt mai la îndemână. Eu dau exemplu puțului forat. Știu că sunt foarte multe discuții legate de apa din subsol. Că este suficientă, că nu este suficientă, că poate dispărea stratul. Eu cred că se pot fora și puțuri. Se pot limita fermierii, nu la 100% din suprafață să-și o facă irigată prin puțuri, dar măcar să ni se dea dreptul la, nu știu, 10-20% siguranța aia care să ne țină în viață într-o situație ca anul în curs. Că pur și simplu, nu, culturile sunt calamitate, cel puțin pe zona noastră, sunt calamitate în proporție de 90% și culturile de păioase și culturile de prăjitoare. Gradul de calamitate a fost foarte, foarte mare. Dacă mai trăim un an similar în următorii 4-5, cred că peste 50% din fermieri vor să aibă probleme financiare grave. La Buzău, primele legume pentru iarnă au ajuns deja în piețe. Recolta mult diminuată de secetă are prețuri mari la tarabe. Gogonelele 3 lei pentru un kilogram, castraveții au ajuns la 3,5 lei. Ceva mai ieftină este barza de Buzău, care se vinde cu 1,5 lei kilogramul. Cei implicați în legumicultură spun că prețurile sunt justificate. Plantele au suferit de căldură excesivă care a ars legumele, dar și de atacul agresiv al dăunătorilor. Legumicultura a fost greu afectată de secetă, de condițiile acestea climatice neprietenoase cu plantele. S-au înregistrat pierderi foarte mari, producțiile sunt mai mici. Fermierii, ca să obțină aceste producții, au trebuit să aplice foarte multe tratamente, deci lucrări mult mai numeroase, costisitoare față de un an normal, ceea ce face ca prețul la valorificare să fie ceva mai mare, pentru că, sigur, au și cheltuit mai mult. Se justifică prețurile acestea, pentru că în spatele lor stau foarte multă muncă. Cei care lucrează în legumicultură trudesc din greu.
practic, cel mai greu sector al agriculturii este legumicultura. Legumicultura, practic, înglobează cel mai mare volum de muncă manuală. Și, așa cum știți, de la plantat, copilii să lucreze acestea cu caracter special, care nu pot fi făcute decât manual. Nu arată bine legumicultura, am spus, producțiile nu sunt mari, au fost depreciate foarte, în special legumele de câmp au suferit foarte mult de arsura solară. Deci, practic, această duritate a razelor solare au făcut ca să, practic, să ardă fructele, să nu mai poate fi comercializate. Pentru a veni în sprijinul fermierilor care doresc să acceseze măsura 21, sprijin temporar cu caracter excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor care au fost afectați în mod deosebit de criza COVID-19, APIA face următoarele precizări. Potențialii beneficiari ai acestui sprijin temporar cu caracter excepțional sunt fermierii activi, crescătorii de animale din speciile bovine, ovine, caprine sau fermierii din sectorul vegetal, respectiv cei din sectorul de legume, fructe și cartofi înscriși în evidența APIA cu cod unic de identificare, care au depus cerere unică de plată în anul 2020 și care respectă criteriile de eligibilitate. Prin urmare, un fermier doar cu ajutor național tranzitoriu nu se supune verificărilor specifice pentru fermierul activ, dar în mod obligatoriu trebuie să desfășoare activitatea agricolă pentru a putea beneficia de ajutoarele excepționale acordate fermierilor afectați de criza COVID-19, mai precizează APIA. Cu ajutorul fondurilor europene și a resurselor proprii, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Iași și-a modernizat bazele de practică astfel încât să fie capabilă să facă față provocărilor actuale ale societății contemporane. Studenții, indiferent de facultatea la care studiază, sunt încurajați să învețe aceste baze, punându-se mare accent pe partea practică, pentru că doar testând vor învăța să fie buni specialiști într-un domeniu esențial pentru viitorul omenirii. Ferma Adamache are o structură foarte diversificată, de aceea vine foarte bine în ajutorul studenților care desfășoară activitate în internship pe această perioadă, pe perioada vacanței de vară. Spuneam de structura diversificată a fermei. Putem vorbi despre viticultură cu vinificație, pomicultură, legumicultură, floricultură și arhitectură peisageră. De aceea și modul de distribuire a studenților a fost la fel de cuprinzător, încât fiecare student să parcurgă toate disciplinele, chiar dacă ei sunt implicați direct în activitate, ei lucrează în toate aceste sectoare, pe parcursul desfășurării activităților, ei pun în practică și partea didactică, ceea ce au parcurs în perioada de școală, ca să spun așa. Ca noutate apar foarte multe întrebări. Chiar ne-am putea duce și spre partea de cercetare. Eu totdeauna când ne prezint o activitate, dau un exemplu, la o activitate de recoltat. Prezentăm soiurile, prezentăm modul în care s-a maturat, cum se ambalează. Mereu întrebarea lor este legată de partea administrativ-economică, dacă aș putea să spun, despre management, despre marketing, mereu întreabă cum este valorificată producția, dacă acoperim costurile, au participat vrând nevrând la diverse negocieri între noi și diversi cumpărători de pe piața liberă, au asistat la discuții, sunt angrenați în toate aceste acțiuni de natură strict a efectuării lucrării, dar și de natură administrativă, cum vă spuneam, de natură economică și, încă o dată spun, descoperă poate boli, descoperă dăunători, permanent sunt angrenați într-o continuă mișcare și diversificată. Incredibil, dar se întâmplă în industria agricolă a Franței. Investiție de sute de milioane de dolari într-o fermă de insecte, mai exact 425 de milioane de dolari. Uriașa sumă s-a strâns de la investitori cu prilejul unei noi runde de finanțare pentru a construi o fermă de insecte în apropiere de Paris, din care să se facă hrană pentru animale. Sursele tradiționale de proteine sunt din ce în ce mai nesigure pe fondul modificărilor climatice și al îngrijorărilor
lor cu privire la impactul fermelor și pescuitului comercial asupra mediului înconjurător. Specialiștii în nutriție și oamenii de știință promovează de mult timp utilizarea insectelor în hrana oamenilor și animalelor. Subiectul este prezentat pe larg pe site-ul nostru agrominus.tv.ro, unde aveți și alte știri interesante despre starea actuală în care se află industria agricolă. Întâlnirea anuală în cadrul Expo Conferinței Internaționale Meat Milk de la Poiana Brașov, unde AgroTV a fost partener media principal, a dus în prim plan sectorul zootehnic și industria de procesare la nivel național. Ca și în edițiile precedente, momentul cel mai așteptat al evenimentului l-a reprezentat Gala Premiilor de Excelență. Au urcat pe podium cei mai importanți investitori, jucători importanți din sectorul agricol. Acum a venit vremea ca să anunțăm premiile din Gala Premiilor de Excelență Meat Milk 2020. Se pare că am fost primul în această dimineață, primul în această seară. Consider că premiul a trebuit să-l împărtășim împreună cu toți colegii din retail și mai ales împreună cu dumneavoastră, cu toți cei care faceți parte din acest lanț care contribuie și este cu România pentru România. Îmi face plăcere de fiecare dată să fim aici împreună. De data asta pot să spun că, de fapt voiam să spun că e important să fim împreună pentru a face ceva împreună, nu neapărat pentru a fi împreună. Avem industria cărnii, brânzeturilor și tot au nevoie de noi. Adică cred că dacă suntem uniți și depășim acest moment, vor fi și momente mult mai bune pentru noi. Vă mulțumesc! Suntem alături de organizatorii conferinței Meat & Milk. Nouă, sincer, ne-a adus un mare beneficiu în sensul că am reușit să ne facem cunoscuți pe piața industriei lactatelor. Avem rezultate, după cum ați văzut astăzi în filmul de prezentare. Am avut mai multe proiecte făcute în ultimul timp și sperăm să ținem tot așa. Cel mai important talk show agricol din România revine și în această seară cu o ediție extrem de interesantă. De la ora 20, Ovidiu Ghinea va dialoga cu invitații săi despre problemele din sectoarele de carne și lapte, două domenii de activitate care întâmpină provocări constante. În platoul emisiunii va veni și directorul ANSBSA. Ce are acesta de spus despre redeschiderea târgurilor de animale, dar și care este situația în țară în ceea ce privește pesta porcină africană, veți afla urmărind ediția de astăzi. Doamnelor și domnilor, în această seară aici la AgroTV, la Agricultura, la Raport, vă dau întâlnire cu două sectoare, lapte și carne. Discutăm despre problemele crescătorilor, despre provocările pe care le aduc aceste două domenii de activitate. O să dialogăm și cu președintele ANSVSA, să vedeți ce spune vis-a-vis de redeschiderea târgurilor de animale. Vorbim și despre pesta porcină africană, un fenomen de necontrolat în ultima vreme, dar și despre soarta medicilor veterinari. Așadar, urmăriți cu mare atenție Agricultura la Raport. Domnilor și domnilor, acestea au fost știrile AgroTV. Rămâneți în continuare alături de programele postului nostru de televiziune. La revedere! La noapte, cerul va fi mai mult noros și va ploua în cea mai mare parte a țării. În sudul Banatului, Oltenia, local în Muntenia, sudul Moldovei și al Transilvaniei, vor fi ploi ce vor avea și caracter torențial, intensificări ale vântului. Iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor depăși 25-30 de litri pe metru pătrat și izolat 40-50 de litri pe metru pătrat. Manifestări de instabilitate atmosferică se vor semnala temporar în sudul și sud-est
vestul teritoriului, iar în rest vor fi ploi moderate cantitativ, dar pe arii mai restrânse. Temperaturile minime se vor situa între 8 și 18 grade. Izolat vor fi condiții de ceață. Mâine vremea va deveni răcoroasă în vest, sud-vest, în timp ce în restul teritoriului valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru această dată. Cerul va avea înorări și va ploua în cea mai mare parte a țării. În Moldova, local în Muntenia, Carpații Meridional și sud-estul Transilvaniei, ploile vor avea și caracter torențial, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor depăși 25-35 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse, îndeosebi în Moldova și la munte, 50-70 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 16 și 22 de grade. În zonele joase vor fi condiții de ceață.